În direct la Digisport Rapid, Dinamo s-a terminat 0-0. A fost al treilea derby consecutiv fără goluri și al patrulea an în care Rapidul nu reușește să o bată pe Dinamo în Giulești. Brigada condusă de Ovidiu Hațegan a gafat încă din startul meciului. În minutul 4, Rapid a avut un penalti clar la duelul dintre Surdu și Scarlatache, însă asistentul Nica nu a văzut nimic. Cu Pancu și Ioniță rezerve, Rapidul a avut șansa golului prin Deac și Surdu. Dinamo a tras primul șut la poartă abia în minutul 40. Până la pauză, Marcos Antonio și-a încercat și el norocul, dar ultima șansă a fost irosită de Herea. În repriza a doua, Grigorie a vrut să înscrie golul campionatului. Și tot el a fost cât pe ce să aducă fericirea în Giulești în minutul 66. Derbiul Rapid-Dinamo s-a terminat cu ratarea lui Alexa din minutul 90 și cu ocazia lui Țucudean din prelungiri. De mult cred că un meci considerat derby n-a fost dominată cu atâta autoritate așa cum am făcut-o noi astăzi. Practic am făcut o echipă ca Dinamo să fie o echipă mică. Nu reușim să marcăm. Am marcat foarte puțin în acest început de campionat. Am încredere în continuare în băieți că își vor reveni.